cumva grijă, că la multe proteste au fost arestați prin dreptate, băgați la pușcărie, e fierăvâi, suțăric, vegetarian, cât problemele. Cât probleme ca gare, eu văd că șele acolo de la un polițist de cele de totul de chile. Am niște acolo prima grădă, nu, eu parțin ceva la proteste, dar așa. Dar sunt gândit și ești prima gândirea, știi? Bă, de că am zis că... Nu mai mult îți trebuie, ți-ai falat, de fiindcă, dar și tu, și tu în Albania, deși pe România, ești un micul întâmplător. Cum așa întâmplător? De ce nu se întâmplă cu mine? Bă, nu știu, cum se întâmplă în Albania. Că nu transport organizat de acasă până la protest. De atât, da. Eu sunt Tamara Bârcă, am născut în satul Cobusca Vechi, raionul Anemii Noi, pe data de 9 martie, anul 1954. La moment, sunt pensionar. Când ați fost o primată la protest? N-am fost niciodată la protest. Deși că n-am avut ocazia, dar poate și nu-mi place modul de protestare care există în Moldova, fără rezultate. Deci eu mă numesc Cristor Marcela, am 25 de ani, m-am născut în satul Bulboaca și acum tot locuiesc acolo. Când a fost ultima dată când ai participat la un protest? Ultimul protest la care am participat a fost pe 11 mai, în Tirana, a fost un protest împotriva guvernării actuale. Adică eu am îndosat mult, am fost și la București la protest, și în Moldova la toate protestele, și în Albania am ajuns întâmplător la protest. Dar pe eu din 2000 am plecat, când s-a început la noi schimbările, în 99. Da, și atunci că așa nu a fost, nu știu. Așa era Partidul Comuniștilor, domnul, și nu mai erau trecuți Snegur. Luasă, dam o fierea mâini și mirea mai departe căruța. Dar pe urmă, din 2000 până în 2006, și eu nu am fost acasă. Protestele le vedeam la știrile italiene. Dar în Italia nu funcționa să le facem proteste ca pentru italieni. Da, în Italia se facă orașe mari protestele, dar eu am lucrat într-un sat, într-o fundătură. Și acolo aveai așa niște contracte la italieni, că n-aveai când te duci la proteste. Da, 2 ani s-a acasă. 2 ani a fost foarte mult protestul în țară. Ați avut ocazia să mergeți la atâtea? Am avut ocazia, dar eu încă politica moldovnească nu înțeleg. Cu păreri greu. Dar dacă înțelegi, Emir? Cred că e tot fără rezultate. Mie nu-mi place să lucrez în pustiu. Fără rezultate, fără... Nu știu, să mă scăresc unul pe altul. Încă n-am văzut... ceva curat, ceva sfânt. Departe. Dacă ar și aș merge, de ce nu? Da? Chiar dacă ori da gază. E mai repede să mergem la experiment cu gază. Dar pentru și ca și că ar și sfânt și mă de ușa protest. Dar și sfânt când se te aud, ce ești și ei. Dar dai că chiar cum ieri au ieșit la protest celălalt și nică nici un rezultat n-a să mai și cum a fost prețul cele pentru și este duși. Era un film rusesc când schimba unul chepca. De partid? Apoi da, smeniaița. Nu ți-am minte nici film, era filmul acela. Și când veneau rușii de el și pune un moșneac dintr-un sat rusesc. Și pune chepca cu steaua rusească. Din partea și apăreau tancurile nemțești, dar el întorșe chepca invers, știi? Fix așa la noi, Moldova, apoi la smeniaița. N-am fost comunist, n-am fost niciodată. Pionier și comsomolist, pentru că era impus în școală, pentru școala, școala comanda cu tine. Dacă când erai pionier, mă tăi în clasa, nu știu, a 10, nu te gândeai că poți să te duci împotriva la sistemul ăsta, așa-i? Doamne ferești, cine atunci se gândie? Cine atunci gândea? Cine atunci se ducea la biserică, ori se conuna, ori se botiza? Tu la care proteste vrea să mergi cu bunica ta? O, cu bunica? La un protest pentru... susținerea tinerilor. E ca să arăt că cred că e ca și bunii își vor doresc ca un viitor pentru tineri acasă, știi? Viitorul. Zic că dacă ar fi un protest împotriva la o decizie de guvernare, cred că un protest de asta. Pentru mărirea pensiilor. Deși bunica și-a asigurat de-am pensia. Eu am asigurat pensia, pensia și nu e bine. Nu, cu asigurarea pensiei. Da, cred că de asta. Să protestăm. Sufletește măcar. Dacă nu trupești. Eu pot să fac
o machetă cu tine. Da, păi iau, te merge eu, mă, ia, că la 9 mai. Fiecare, începând de la Dodon și cu ceilalți, în spinare câte un tablou și... Da, să fie tablou. E tablou și aia ca și bunica la protest. Dar să lupți pentru și te duci la protest, trebuie să ajungi la un rezultat, la un finish. Dacă tineretul ăia nu interesează nică, nu se uită la viitorul lor, dar noi bătrânii, cu sfatul le numai. Eu cumva cred că am avut posibilitatea să cunosc niște oameni care au schimbat lucrurile prin protest, da? Am cunoscut pe Lech Valensa, care cumva au inspirat, adică sunt istorii care cumva te inspiră și probabil fiind un copil naiv, eu am crescut în povești și cred că pot fi o sursă de schimbare, cel puțin o sursă de a conștientiza o problemă și cred în gândirea colectivă și atunci când se adună mai mulți oameni care cred într-o valoare, eu cred că pot schimba ceva.